dimineața, mulțumesc frumos domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi are ca subiect majorarea punctului de pensie. Stimați colegi, românii se uită la televizor și nu le vine să creadă ce fac politicienii în spatele ușilor închise. Din interiorul ședinței conducerii liberalilor au ieșit pe surse din partea lor, a liberalilor însăși, conform sloganului prin noi înșine, stenograme incendiare. Citez. Am discutat cu Marcel și consider că pensiile ar trebui să crească cu 6,2% pentru toți și apoi, progresiv, în funcție de venit, să dăm ajutoare astfel încât anvelopa totală să fie de 15%. Citat încheiat. Anunțul premierului Ciucă a generat o revoltă în ședința liderilor cu replici dure. Mă întreb retoric, cum a reacționat președintele Iohannis când a aflat aceste lucruri din interiorul partidului său de suflet? Ce a fost în mintea sa? Cum a fost trădat de premierul care, acum o lună de zile, a ieșit public și a anunțat populația că va mări pensiile cu 15%, fiindcă așa declarase cu o zi înainte însuși președintele României? La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 20 octombrie, domnul președinte Iohannis a declarat, citez, dacă vorbim de creșterea pensiilor, trebuie să vedem un pic contextul mai larg. Știu că s-au vehiculat tot felul de propuneri, 10-11%, dar haideți să vedem lucrurile în contextul mai mare. Nu putem să așteptăm de la pensionari să plătească ei prețul crizelor. Și în condițiile în care avem o inflație care trece de 15%, eu cred că ar fi corect, ar fi rezonabil ca această creștere a pensiilor de la 1 ianuarie să țină cont de această inflație. Și atunci creșterea, după părerea mea, trebuie să fie mai mare decât a fost ea până acum vehiculată. Nu știu dacă bugetul permite o creștere până în 15%, așa cum probabil s-ar aștepta lumea, ca să existe o compensare corectă cu inflația. Dar eu cred că merită luate în considerare toate opțiunile și venit cu o creștere care compensează în bună măsură inflația. Și încă un aspect pe care eu personal îl consider esențial, trebuie atenție sporită, specială, pentru cei cu pensii mici, fiindcă acolo apar problemele cele mai mari. Citat încheiat. Ce s-a întâmplat în această lună să scadă procentul de 15 pe care l-au anunțat conducătorii noștri? S-au anunțat cifre de creștere economică. Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România, PIB-ul real va înregistra o creștere cu 5,8% în 2022. Ultima strigare pentru seniori, cum îi place domnului ministru să spună, este de 12,5%. Considerați că este suficient 100 de lei pe lună, începând cu 1 ianuarie. Deci, praf în ochi, dragi guvernanți, pentru că banii se vor primi din februarie, când prețurile oricum vor fi mai mari decât acum. Domnilor guvernanți, astăzi românii nu mai știu ce să facă cu banii puțini pe care îi au. Să mănânce, să plătească facturile aberante la utilități, să cumpere medicamente sau să vă dea vouă ca să plătiți clientela de partid. Pensionarii nu mai au răbdare cu voi. Nu vă este rușine să bagiocoriți părinții și bunicii României, domnilor de la Palatul Victoria. Vă mulțumesc, deputat de Vaslui, Raisa Enache.